Informația de ultimă oră se referă la faptul că în acest moment Dimitro Kuleba a afirmat că Kievul ar negocia garanții de securitate cu Statele Unite, Marea Britanie, Germania, Franța și Turcia. Sursa este Nexta. E o mare surpriză a zilei și atenție. Foarte interesantă, Sabina, pentru că această afirmație a ministrului de externe ucrainean arată că 5 state membre NATO s-ar putea implica în oferirea de garanții de securitate pentru Ucraina și am putea avea o eventuală forță de menținere a păcii în Ucraina, nu din partea NATO ca alianță de 30 de state, ci din partea acestor state NATO individual, SUA, Marea Britanie, Germania, Franța și Turcia. În cazul în care informația pe care Dimitri Kuleba a postat-o în momentul de față se va confirma, ar fi cea mai interesantă evoluție din punct de vedere al implicării statelor occidentale în oprirea războiului din Ucraina.